Da, un pic, domn profesor, ies acum. Octavian, s-a mai produs un lucru frumos. Ne-a contactat Silviu, fiul lui Nicolae Simatoc din Barcelona. A citit în carte pe care am lansat-o noi și așa și ne-a comunicat. Am găsit un pasaj despre tatăl meu. Și vă contactez pentru faptul că am rămas și eu impresionat că cineva mai cunoaște de la Baștină, de acolo unde s-a născut dumnealui, despre tatăl meu. Am identificat acest act de naștere pe primăria Grimă-Încăuți. Și iată, chiar în față am și registrul acesta metrical, unde am identificat actul de naștere și cu numele de familie Șmutoc. Șmatoc. Și este identificat actul de naștere sub numărul 20 din 8 mai, născut copilașul Nicolae în ziua de 1 mai 1920 din părinții Axentie și Anastasia Șmatoc. Am aflat un lucru pe care cred că nici tu nu-l bănuiești, și anume că Nicolae Simatoc, deci este născut în satul Grimă-Încăuți, raionul Briceni, în satul tău de Baștină, și nu este Simatoc, dar este Nicolae Șmatoc. Într-adevăr, în sat sunt multe persoane cu acest nume de familie, Șmatoc. Această noutate m-a lăsat surprins plăcut, fiindcă am aflat că în satul meu natal, în Grimă-Încăuți, avem un fotbalist care a ajuns să joace la cele mai titrate cluburi din Europa și cu atât mai mult, în calitatea mea de vicepreședinte a Federației Moldovenești de Fotbal, pentru mine este o mândrie, dar nu numai pentru mine, cred că și pentru toți grimâncăuțenii. Bună ziua! Deci, vă rog, cum se cheamă locul ăsta la dumneavoastră aici? Locul ăsta, cum se cheamă aici? Pe vale, să zice. Și cum se cheamă râul ăsta care trece pe aici? Cum se cheamă râul care trece pe aici? Cum se zice? Am uitat, iacă. Răut, nu râ. Lopatnic. De cât ani locuiți aici, în casa asta? Eu de când eu locuiesc, am 72 de ani, am rămas în locul părinților. Dar copiii vineau aici să joace fotbal mai mult? Vineau să jucau de minge. Dar de Nicolae ați auzit Șmatoc? Nicolae Colea. Ei sunt, dar eu de om sunt mai bătrână și mai uite, mai în vârstă, cam, el e născut la 1920. Și copilașii spuneți că au jucat fotbal aici? Jucau aici, cât noi era stadionul, aici se jucau. Aici cu traiul, păi era numai nenea lor, bătrânul. Adică era tata fotbalistului, era aici, da? Da, da. El mai mult era în fermă, ferma era de oi. Da. Și întrega brânza. Era în stare de om, când am venit noi aici, era om în stare tot. Și aici era fermă, e ca așa, pștigar mai cloleac. Și era la fermă, spăla, mulgeu, cașurile se făceau de... Tata meu, a meu tată și cum o șneagă că sunt, e drept.
Și copiii n-aveam mai mulți, acela s-a dus. Nu știu când s-a dus. Și mai mult pe urmă nu știe nimic. Îl pămine așa, dar nu s-o văs ei atâția ani și nu, el și l-a uitat, de-mi poate și... Da, cu... Aici este un străbunel care a avut un ficior fotbalist și noi moștenim în, pe pământul lor, în gospodăria lor. Despre Nicolae Simatoc, despre ficiorul, deci taica care este mormântat aici, a știut ceva sau nu? Da, noi am știut de dânsul, noi am știut că el de mic copil a plecat din sat și numai o bucată de vreme s-a știut. Pe urmă el s-a ocupat cu sportul, cu tăi, s-a dus prin alte țări. Și așa și s-a departat, înapoi el nu s-a întors. Am știut că el e o mare, mare om. Dar de unde s-a aflat că a ajuns? Asta prin cineva s-a auzit, dar precis noi chiar n-am știut. Dar am auzit prin cineva că el tare mare om. Dar unde a jucat? Unde a ajuns? În ce țări n-a? Prima dată am știut că în România el a fost. Da, din România mai departe, dar n-am știut în care parte. Dar știu că tare bine trăiau, au fost oameni bogați. De asta am aflat. Ați aflat, da? Da, că au fost tare oameni bogați. Și mama lui era tare frumoasă femeie. Apare un om pe lume cu binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să treacă prin taina Sfântului Botez. Și taina Sfântului Botez, evident că se săvârșește prin creștinism. Sigur că și cu rugăciune. Toți locuitorii care sunt de la 2 ani mai înapoi, să zicem din 2012-2013, înapoi de la întemeierea satului, practic pot spune cu certitudine că au trecut toți prin această creștinism. Și bănuiesc că au trecut prin această creștelniță la fragedă vârstă și domnul Nicolae Șmătoc. Basarabia era partea României întregite. Din locația și așezarea geografică era în drumul spre Hotin și probabilitatea este că un om în mod absolut accidental, trecând prin zonă, l-ar fi observat jucând fotbal. Cazul lui Simatoc este unul diferit de acelorlalți fotbaliști basarabeni care au jucat în România, pentru că el nu a jucat deloc în Basarabia. Timișoara este primul oraș electrificat din Europa. Este primul oraș care introduce tramvaiul cu cai și după aceea tramvaiul electric. Este un oraș care are, începând din secolul al XVIII-lea, canalizat Bega și prin intermediul Begăi se face relația cu fluviul Tisa și prin Tisa cu Dunărea. În secolul al XVIII-lea, germana era limba oficială, dar alături de germană se vorbea și sârba, și maghiara, și româna. În secolul al XIX-lea, maghiara este o limbă oficială, dar continuă să se vorbească și limba germană, și sârba, și româna. Iar în secolul XX, româna este în prim plan, dar continuă să se vorbească și celelalte limbi. Cred că Simatoc atunci și-a putut, în acest context, însuși alte trei limbi pe lângă. Probabil e și vocația lui, de îndată ce în momentul în care sosește aici, el deja știe mai multe limbi. Alo, italian? Alo, vă salut, domn profesor.
și am descoperit că Simatocla Timișoara a devenit alt om și a luat un nume diferit de cel care s-a născut. Din Șmatoc a devenit Simatoc. Simatoc a ajuns în 1934 în Timișoara, un an în care Ripensia câștiga deja al doilea titlu de campioană, un an în care deja clubul era consolidat, nu doar la nivelul primei echipe sau echipei de seniori, ci avea în componență deja echipe de copii și tineret. Într-un astfel de mediu a sosit din Basarabia la o școală care s-a dorit să fie nu numai o școală de fotbal, ci și o școală care să formeze caractere. Simatoc a fost și junior o perioadă mai îndelungată, după care a fost cooptat, fiindcă avea calități, la echipa întâia. A stat pe această stradă crizantemelor, care se vede aici așa, împreună cu mama sa, și peste râul Bega, dincolo, era cartierul Mehala. Și acolo, în cartierul ăla, ei copii, pe Maidan, s-au desăvârșit în tainele fotbalului. Echipele care se înființau, le culegeau de acolo și îi aduceau la ei și îi îmbrăcau, că niciodată n-au purtat încălțăminte și asta. Nu vă mai spun ce sărăcie era din punctul ăsta de vedere, că era și perioada războiului. Am jucat cu pantofi care, de fotbal, care aveau în față asta de lemn, vârf de lemn. Șpițul era de lemn și cum se cheamă? Și era cârpit și răscârpit și vopsit și ce să mai... Și noi aveam mai... să purta de la unul la altul, să mai mergi. Nu fiecare își permitea să aibă ale lui. Și clubul ăsta, Ripensia, din care am făcut parte și eu, a fost deosebit de grijuliu din toate punctele de vedere. Indiferent de că erai junior pitic sau erai la echipa întâia, toată lumea te respecta, toată lumea avea grijă de noi. Părinții noștri n-au avut niciodată grijă de noi. Unde l-am închis pe Simatoc, în teren și în afara terenului, cum era? Nu se deosebea cu nimic. Vorbea aceeași limbă, avea același comportament. Dar rețineți partea grozavă a activității lui fotbalistice. Asta, pe asta trebuie să... Și restul, apartenența, nu mai... Avem mărturii ale oamenilor care l-au cunoscut. Era de o simplitate, cum erau și majoritatea fotbaliștilor la acel timp. Copiii de atunci, care acum deja sunt în etate, și-l aduc aminte ca fiind jucător al echipei și amestecându-se printre puști pe mahalalele Timișoarei, jucând cu ei împreună, chiar dacă era jucător la prima echipă. Noi suntem ultimii, hai să zic, mohicani ai Ripensiei. Altă echipă mai de suflet nu era. Mai erau multe, CFR-ul, Ilsa, Camt, o serie întreagă. Dar iubită ca și Ripensia n-a fost. Când aveau meciuri pe stadionul Electrica, se puneau tramvaie. Suplimentar de asta, supliment ca să poată să facă față asta. Și toată lumea grămadă acolo, iubitorii de fotbal, toți erau la stadion. Ciao, ciao. Nu la poarta de sus. Sportul și societatea timișoreană. Ripensia Timișoara întâlnește ASU Poli pentru a patra oară, în probabil cel mai important meci. Ripensia Timișoara!
Această nostalgie după performanță și după spectacol sportiv autentic ne-a făcut să visăm la refondarea acestui club. Ripensia este un exemplu extraordinar. Nu își explicau cum e posibil să existe o asemenea formație cu o diversitate de jucători, de proveniențe diferite și care se înțelegeau minunat și care puteau să reprezinte pe de o parte Timișoara, pe de altă parte România în competițiile internaționale. Ripensia a dat lecții de fotbal, a devenit nu întâmplător legenda fotbalului românesc și pentru perioada interbelică, dar a rămas până în ziua de astăzi în mintea multora o referință supremă a ceea ce înseamnă fotbalul de calitate. Simatoc, fiind născut în Basarabia, și-a asumat pentru restul vieții o identitate timișoreană, pe care, paradoxal, am găsit-o și în dicționarul Barcelonei, fiind menționat ca născut în Timișoara. Ce credeți că i-a determinat această opțiune și cum s-a reflectat ea în lumea interioară a lui Simatoc? Cred că el a descoperit în Timișoara o familie. S-a putut integra în acest oraș în care a regăsit diversitatea. Cred că Simatoc și-a asumat această identitate multiplă. Din Basarabia istorică, Simatoc a plecat copil fiind împreună cu mama sa și a luat probabil acele amintiri ale copilăriei deloc ușoare. Ce a luat Simatoc din Banat, din Timișoara, înainte de a pleca în fotbalul mare? Eu cred că Simatoc a plecat cu un set de valori care erau ale Banatului din acele vremuri. De asemenea, a plecat cu un mare respect și cu o mare admirație față de Timișoara și față de Ripensia, și care poate să fie, cred eu, dovedită prin acest fanion. Este un fanion din 1938, de la meciul cu AC Milan, câștigat de Ripensia cu 3-0 în București. El reprezintă unul din puținele lucruri pe care Silvio le-a moștenit de la tatăl său și a ținut cu tot din adinsul să ni-l ofere ca o punte între ceea ce a reprezentat Ripensia în perioada interbelică și ceea ce reprezintă Ripensia în ziua de astăzi. A avut două performanțe deosebite cu echipa Ripensia, medalia de bronz și medalia de argint, a fost vice-campion al României și în clubul Ripensia este cooptat la echipa națională a României. Condițiile în care începe războiul, urmele lui duc la clubul Atletic Oradea din, la acel moment, Ungaria, alături de mulți alți fotbaliști veniți de la Ripensia. Profesor, anii în care a venit Simatoc la Oradea erau anii unor mari transformări în context regional și european, anii de război, de cădere a democrației și de geneza regimurilor totalitare și autoritare. Este anul de transfer a Oradei către autoritățile maghiare. Cum a găsit Simatoc Oradea în anii în care a venit să joace aici fotbal? Oradea avea o viață culturală, o viață boemă, în care s-a menținut chiar și în vremea respectivă, cu toate că se simțea o apăsare a unei administrații a războiului. El găsește o viață sportivă de înalt nivel aici, pentru că orașul a fost unul dintre pionierii mișcării sportive în toate domeniile, mai ales în lumea fotbalistică, de altfel și clubul cu
clubul sportiv de aici a creat înainte de 1918 și pe perioada, perioada României Mari. A fost un club important, avea susținători. Interesant este că mulți susținători au din rândul populației evreiești. De altfel, populația evreiască a investit foarte mult în partea aceasta de sport. Oradea are tradiții sportive și în special fotbalistice vechi. Este suficient să parcurgem spațiile din ziarele vremii, să ne dăm seama că era una din formele de distracție cele mai importante sau unul dintre modalitățile de a petrece timpul liber al orădenilor. Și participarea lor la aceste manifestații sportive era foarte numeroasă. Ne aflăm pe stadionul unde Clubul Atletic Oradea a obținut cele mai importante performanțe ale perioadei. Titlul de vice-campion al Ungariei în sezonul 1942-43 și titlul de campion al Ungariei în perioada 43-44. Cum am putea explica această performanță a clubului oradean în acele circumstanțe? Explicațiile ar putea fi multiple și m-aș referi la două dintre ele. În primul rând, valoarea lotului sau valoarea jucătorilor din acea perioadă. Al doilea ar fi condițiile deosebite pe care le-au avut și chiar dacă inițial n-aș fi vrut să enumăr printre acestea, era mândria de a încerca să dovedească faptul că și jucătorii din Ardeal se ridică la nivelul celor din Ungaria din perioada respectivă. Sivatag pedig a szegedi nevet választotta. Nem volt egy új vonás az, hogy ő magyar nevet választott, hiszen abban az időben kötelező volt a legjobb játékosoknak magyar néven játszani. Spielmann Ferenc játszott Sárvári Spielmann néven, Pecsovszky József játszott Perényi József néven, Bodola megtartotta az eredeti Bodola nevet, de Bodola Gyula lett Júliu Bodolából. Profesor, ce faceți? Am ajuns la Budapesta. Da, îl găsim cu alt nume deja. Zehedi, da. Nu neapărat a fost determinat doar de raționamente, de frică, o știu eu cum. Conta pentru el și faptul că se afla într-un campionat puternic. Am atestat o schimbare și a identității sale în același timp. Dincolo de numele maghiar, a devenit prieten cu fotbaliștii unguri, s-a căsătorit cu o unguroaică și aflăm din relatările lui Silviu că a cunoscut-o pe mama sa după un meci de fotbal în Budapesta. El probabil și până la asta avea o cultură distinctă, pentru că altfel n-ar fi convins o baronesă unguroaică să căsătorească cu un fiu de țăran din satul Grimancăuț. Szegedi egy rendkívül kedves emberként él a magyar futballszurkolók emlékében.
aki eleinte keveset beszélt magyarul, de aztán úgy, ahogy megtanult, és azzal, hogy ugye magyar lányhoz ment, magyar lányt vett feleségül, tulajdonképpen az egész további életét a magyarokhoz kötötte. Amikor a front elérte az erdélyi részeket, Nagyváradi Laci nem tudott már tovább játszani a magyar bajnokságban 1944 őszén. Akkor a legjobb nagyváradi játékosok mind Budapestre érkeztek, és a Vasas, akkor nevén a Nemzeti Vasas Kinizsi csapatában futballoztak tovább. Volt olyan bajnoki mérkőzés a csapatnak, hogy 6 korábbi nagyváradi játékos is játszott ebben a budapesti csapatban, és ezzel jelentősen megnövekedett a csapat játékereje. A legtöbb nagyváradi játékos pályafutásának érdekessége, hogy játszott a román és a magyar válogatottban is, néha egymás ellen is, és közülük sokan abban az időben ugye a magyar válogatottban szerepeltek. Etelka și familia ei, practic, au fost șters din istoria Ungariei, ei fiind un neam nobil vechi. Bunelul ei fiind general în armata maghiară, a fost exterminat de sovietici și întreaga ei familie a fost exterminată. Fapt care l-a determinat pe Simatoc atunci când în 1945 armatele sovietice au intrat în Ungaria să se refugieze în România. Lotul echipei de fotbal Carmen București, din care făcea parte și colegul Simatoc, căruia toți îi spuneam Sima, pentru că era un băiat sociabil, simpatic și plăcut, așa, din punct de vedere fizic, era fotogenic, arătos. Plus că se bucura de aprecieri foarte bune din punct de vedere tehnico-tactic, așa. Era cunoscut un jucător combinativ din acest punct de vedere, productiv și realizator. Așa că se bucura nu numai de aprecierile colegilor lui, dar și ale publicului respectiv, care îl lua în considerație. Cât a jucat la echipa Carmen, în majoritatea timpului de joc, el a fost titular al echipei naționale și a făcut față încât mulțumea nu numai spectatorii, dar și presa respectivă și pe tehnicienii cu care era în contact. El a bănuit că ar fi bolnav de plămâni. Culoarea feții lui, fizionomiei lui, era galbuie, pentru că Sima reușea în multe situații așa, să consume mult timp în cafenea. Era la principe, așa îi spunea, la cafeneaua respectivă. Era un salon mare de tot, pe marginea sălii în interior erau mese situate pentru a servi cafea, plus că la asta se adăugau și fumul de țigare. Ce să spun? A fost o nenorocire mare că i-a ieșit în față comunismul, pentru că l-ar fi îngrădit complet, așa, dacă rămânea în țară sau nu știu ce. Ce teamă ne era nouă să discutăm despre Simatoc, pentru că era în detrimentul nostru. Dacă noi am fi preluat știrea respectivă, am fi fost acuzați de propagandă ostilă comuniștilor și facilă sportivilor care au sentimente fasciste, ca să zic. Știți ce cred eu? Că, în definitiv, marele paradox al istoriei lui Simatoc este că tatăl său nu a știut ce fiu a avut, care au fost performanțele lui. Iar una din aspectele, probabil, cele mai triste este că în anul 1940,
Basarabia a fost înstrăinată de către Uniunea Sovietică, ceea ce l-au determinat pe Simatoc, practic, să nu mai folosească originile sale în scriere, în referință la biografia sa, și asta explică de ce peste tot s-a menționat că el este născut la Timișoara. Referința la Basarabia era periculoasă în România la acel moment și ce mai știm despre mama lui este că a avut cancer la sân, a fost operată și a trecut peste asta, fiind aptă de a-l conduce pe Simatoc ulterior, atunci când în 1947 va decide să emigreze din România. Asta este ultima referință la mama lui. Și după asta, practic, legătura între mama și fiul ei s-au pierdut pentru totdeauna. Perioada revenirii sale în România este una căutărilor lui Simatoc, pentru că venirea comunismului îl punea în pericol din mai multe perspective. În primul rând, faptul că era basarabian, și atunci basarabienii erau căutați în întreaga Românie de către autoritățile comuniste sovietice și cele românești. Erau chiar vânați, nu erau căutați. Erau vânătoare de basarabieni, ceea ce l-a determinat în acești 2 ani, dincolo de fotbal, să găsească și o posibilitate de a evada. Și plecarea sa a dus la o furie neașteptată a regimului. El a fost lipsit de cetățenia română, iar orice referire la el dispare complet în perioada comunistă. Numele lui nu se regăsește în analii de cercetare, pentru că a sfidat regimul. Și în momentul în care fotbalul românesc practic era inexistent, el a ajuns la unul din cele mai mari cluburi europene ale timpului, Inter Milano. Folosit certificatul de Crucea Roșie, era un fenomen al timpului, mai mulți fotbaliști este europeni evadați din comunism, au ales să fie apatrizi pentru a putea juca în campionat și a evita descalificările pe care și le-a impus. Această alegere a fost determinată și de faptul că acest club s-a angajat să-i aducă soția, care la acel moment se afla în Budapesta.